Ba-dum-bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, do-do-do-do. Bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, do-do-do-do. Ba-dum-bum, se aude. Și se aud foarte bine, să știi. Foarte mișto se aud. Nu se aud gâjit așa, știi? Se aude clar. Dar dacă mă vedeți că sunt așa pe stradă și te aud din cap și așa, să știți că n-am luat-o razna, ci doar sunt conectată corespunzător. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să facem împreună un unboxing. Dacă până acum testam produsele și veneam cu câteva concluzii și un review destul de scurt, m-am gândit de data aceasta să desfacem împreună noul gadget pe care l-am primit de la Huawei și să vedem și să ne minunăm împreună, de ce nu. Este vorba despre o pereche de ochelari, dar nu orice fel de ochelari, ci este vorba despre Huawei Gentle Monster Eyewear 2. Vă explic imediat despre ce este vorba, dar desfacem împreună. Nu știu dacă o să-mi iasă așa cum îi iese lui George, dar hei, nu suntem pe canalul lui George! Așa. Aha. Și uitam să fac așa. Pac! Ia uite ce frumos împachetat. Deja am văzut cum se încarcă. Așadar. Avem o pereche de ochelari de soare, dar vă spun imediat ce fac ei. Cam așa arată. Ia să vedem, trebuie neapărat întâi să-i pun și după aceea să vorbesc despre ei. E, Radu? Cool? Wow! Bun, Gentle Monster este un brand care este foarte cunoscut în zona de fashion. Ei fac foarte mulți ochelari de fashion, de soare. Acești ochelari de soare sunt, de fapt, înlocuitorul unor căști pentru telefon. Adică să înlocuiască cumva căștile FreeBuds 3 de la Huawei. Dar partea interesantă la ei este că acum nu mai ai căști în urechi, ci ai niște ochelari de soare la care poți asculta muzică, poți vorbi, ba chiar te poți uita și la filme cu ei sau să te joci, de ce nu, pe gaming și să pare așa foarte cool la tine acasă, cum stai cu niște ochelari de soare și te uiți la un film sau te joci și cineva să te întrebe de ce stai cu ochelari de soare în casă, adică n-aș fi surprinsă. Ce am observat, așa, la prima vedere, iată că cutia arată cam așa, da, aici văd că am ceva piele foarte fină, aici este suportul. Și cutia se încarcă, iată aici are un USB-C, se încarcă cutia și practic pui ochelarii și se încarcă ochelarii. Ochelarii au o autonomie de 24 de ore, însă dacă asculți foarte multă muzică într-o zi, îți ajunge cam 5 ore. După aceea poți reîncărca ochelarii în cutia lor. Cred că într-o oră ai o reîncărcare full. Dacă vorbești foarte mult la telefon, undeva la 3 ore și jumătate, cam pe acolo este limita lor, din nou îi pui în husă, în cutiuță și se reîncarcă. Așadar, cumva și cutiuța trebuie să o iei cu tine dacă știi că nu lucrezi la birou, dar este suficient de mică și de simpatică să intre într-o geantă și să o iei cu tine. Vreau să vă arăt ceva. La un double tap răspund la telefon. La un swipe la stânga, la dreapta, adică în față, dau skip, next. Pe partea dreaptă am play și pauză. Și pe oricare dintre părți pot pur și simplu să închid. Iar dacă ascult muzică și îi dau jos de la ochi, atunci muzica se oprește. De îndată ce îi pun la loc, muzica repornește. Cool! În cutie mai am, ar trebui să mai am cablul de încărcare. Iată-l. Am și batistuța cu care îi putem șterge, pănuiesc că este dintr-o piele întoarsă. Nu, este un bumbac foarte fin, foarte drăguț și cam atât. Hai să și împerichem ochelarii cu telefonul meu să vedem cum se descurcă. Dar înainte de toate, el trebuie băgat la încărcat
prima dată. Am aici o baterie externă foarte urâtă, n-are rost să vă arăt. Băieții n-au găsit și ei ceva mai delicat. Așa, o să dăm jos și acest plastic, că noi fetele nu stăm cu plastice. Sunt și foarte ușori, hai să vă povestesc cât timp desfac. Sunt foarte ușori, din câte îmi dau seama sunt și foarte ergonomici, stau foarte bine pe nas, pe urechi, nu sunt grei și atunci sunt destul de confortabili, deocamdată, asta la prima vedere. Acum, dacă asculți 5 ore muzică, s-ar putea la un moment dat să vrei să-i mai dai jos. Ce îmi place foarte tare ideea de a avea ochelari cu această utilitate, pentru că în felul acesta nu mai folosești căștile și practic te izolezi de tot ce este în jurul tău, nu mai auzi absolut nimic. Așa, cu ochelarii ești atent și la ce se întâmplă în jurul tău, la mașini, la zgomot, la poate cineva care te strigă și mi se pare că este mult, mult mai safe, mult, mult mai, mai bine. Da, mai are ceva plastic, dar mă rog, o să-l fac la sfârșit. Hai să-i punem aici în husă. O să-i și ștergem un pic, că i-am tot... Așa. Am apăsat butonul din spate. Și practic am deschis ochelarii, cum sună. Am deschis ochelarii. Bun. Și acum beculețul albastru. Hai să deschidem telefonul și să conectăm prin Bluetooth. Și au apărut aici Eyewear 2. Și sunt conectați. Cât de repede. Incredibil. Și acum ia să vedem. Băi, dar cred că sunt și cool, nu? Îmi stau bine măcar? Oare sunt one size? Cred că sunt one size. Nu cred că sunt pe S, M, L. Sunt mișto. Sunt mișto. Auzi, zic băieții că sunt mișto. Reamintesc că sunt ai mei. Dacă aveți de gând să ceva. Mă sună Radu. Ia. Radu Negu. Mă sună Radu Negu. Și dau aici. Pac. Alo, Radu, mă auzi? De două ori. Double tap. Radu? Da. Pac, te aud. Ce tare, și eu te aud. Normal. Foarte mișto se aude. De acord. Da, chiar se aude foarte fain. Da. Ia stai, deci vreau să-și închid. Am închis. Deci double tap. Double tap deschis, double tap închizi. Foarte tare. Acum ar trebui... Cum arătăm noi cum se aude muzica? Ia că voi sunteți cu tehnologia. Cum le spun eu oamenilor cum se aude muzica? Haide! Ați auzit? Așa facem. Să nu tăiați partea asta la montaj, l-ați auzit pe Marian. Muzică, da? Deschide artlist.io. Și? Stai play la ceva. Ia să vedem. Ia să vedem ce este. Yeah. E. Yeah. Foarte mișto. Cum dau mai tare, Radu, adu-mi aminte? Vai, cum e asta? Cine te vede, zice săracul. Vorbește singur. S-aude? S-aude? Auziți? E, yeah, e. Yeah. Ia! Se aude? Băi, deci mi se pare genial. Sper să nu-mi ia, George. El are boxe la Tesla, deci. Corect. Dar știi ce e mișto? Hai să vă zic, deci, ideea e așa. Ți-i pui la... Să dau mai încet. Așa dau mai încet. Din față în spate. Vai, este genial. Deci... Ce mi se pare foarte tare este că poți să mergi cu ei pe stradă, cum spuneam, ești conectat și la ce se întâmplă în jurul tău, dar știi care e partea funny? Că pur și simplu tu mergi pe stradă, telefonul nu-l ai în mână sau la ureche de cineva la îndemână și tu vorbești. Știi? Și tu vorbești. Da, mă! Ți-am spus că nu știu ce! Și cineva se uită la tine. Și ce săracu! Adică ai impresia că, dacă nu-ți dai seama ce fel de ochelari sunt, ai impresia că omul vorbește singur. Dar e fascinant. Mi se pare o dezlegare la terapie. Să zic și cât costă? Mai are vreo importanță? Nu sunt doar de băieți, sunt și de fete și prețul nu este unul chiar atât de mare. Este la 1499 de lei. Come on. Deci nu e chiar atât de...
nasol. Și i-am dat jos de la ureche și s-a oprit muzica. Mi se pare că sunt un cadou genial în perioada asta. Arată bine, sunt ergonomici, sunt frumoși, sunt ușori, stau foarte bine pe ureche, nu sunt scumpi. Și da, mai spun o dată, sunt și pentru fete și pentru, mai ales pentru cele care vorbesc foarte mult la telefon, sunt foarte ocupate și da, poți să stai cu ei în birou, da, poți să te duci oriunde cu ei și să stai cu ei în interior și să arate, foarte, foarte mișto. Dacă aveți întrebări, nu uitați să mi le lăsați mai jos în comentarii, vă răspund cu drag. Nu mă întrebați specificații foarte complicate, căci va trebui să dau un WhatsApp către Radu, dar îmi lăsați impresiile voastre acolo. Nu uitați și de like, share și subscribe și sper să ne vedem și data viitoare cu un alt gadget atât de cool și de interesant, pentru că mi se pare că unboxing-ul chiar este mai frumos decât review-ul complet cu concluzii și alte chestii. Da, atât. Numai bine. Mulțumesc!